Bună ziua, dragi colegi, reprezentanți mass media! Astăzi vreau să vă prezint activitățile pe care și-a concentrat efortul echipa Ministerului Economiei și a Infrastructurii în aceste câteva săptămâni de mandat și prioritățile pentru perioada următoare. Trecem cu toții printr-o perioadă extrem de complicată, care va avea urmări grave pentru întreaga economie mondială. Din acest motiv, voi începe cu soluțiile noastre imediate la problemele cu care se confruntă mediul de afaceri. Am avut în această perioadă un șir de consultări cu asociațiile de business, colegii de la Ministerul de Finanțe și Banca Națională, partenerii de dezvoltare și instituțiile financiare internaționale, experți economici pe diverse platforme. Șirul de consultări va continua. Am propus o serie de măsuri fiscale și financiar-bancare pentru susținerea de urgență a mediului de afaceri, precum și mecanismul de subvenționare a întreprinderilor pentru a păstra locurile de muncă și salariile. Ce presupun aceste măsuri? Presupun subvenții, amânări de taxe și impozite, reducerea ratei de bază la credite. Astfel, din bugetul public vor fi subvenționate integral impozitele salariale ale angajaților a căror activitate a fost sistată în urma deciziilor în cadrul stării de urgență. Vor fi recuperate 60% din impozitele salariale pentru angajații companiilor afectate indirect. S-a redus cota TVA de la 20% la 15% pentru companiile din industria Horeca. Am reușit să simplificăm procedura de înregistrare a medicamentelor de primă necesitate la Agenția Medicamentului. Am deblocat activitatea piețelor agricole pentru ca fermierii și agricultorii să-și vândă produsele de sezon. Un moment extrem de important pe care vreau să-l menționez este faptul că am creat un task force, un grup de lucru mai larg. Din acesta face parte Ministerul de Finanțe, BNM, Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, Ministerul Agriculturii, Ministerul Sănătății, Asociațiile de Business și Experții Economici. Printr-o serie de programe, lucrăm la un plan de acțiuni consolidat pentru a reporni economia. Direcțiile prioritare la care ne orientăm sunt MME-urile și întreprinderile din sectoarele afectate și cele de importanță strategică. Iată ce ne propunem pentru mediul de afaceri. 100 de milioane de lei finanțări pentru antreprenorii prin intermediul programelor active ale ODIM, prin granturi și garanții bancare. 20 de milioane de lei pentru întreprinderile mici și mijlocii. Pentru un program nou de suport, vom ajuta micii producători să-și vândă produsele online. 1.700.000 lei granturi pentru femeile antreprenoare. Îi vor putea folosi pentru procurarea echipamentului tehnologic și a utilajelor, soluții software, dezvoltare și consultanță. Lucrăm la un pachet de măsuri fiscale de stimulare a sectoarelor afectate. Acesta va include scutirea parțială de impozitul pe venit pentru companiile care susțin producătorii și prestatorii de servicii autohtoni. Ei economie, un program de digitizare a tuturor proceselor economice. Introducem în legislație normele privind interacțiunea și tranzacționarea la distanță. Digitizăm schimburile informaționale dintre sectorul public și privat. Stimulăm plățele electronice. Vom lansa o platformă digitală care va asigura schimbul liber de forță de muncă între companii. e un proiect extrem de important de dezvoltare a comerțului electronic în Republica Moldova. Împreună cu Odim, pregătim pentru lansare programul de digitizare a IMM-urilor din Republica Moldova, care va acoperi două necesități. Ajutăm companiile să-și creeze pagini web și magazine online prin sistemul de vouchere, și acordăm granturi pentru achiziționare de tehnologii și soluții digitale. Am creat un grup de lucru operativ cu Ministerul Finanțelor și Serviciul VAMAL pentru eliminarea barierelor din calea comerțului și a exporturilor. Vom lansa un proiect de dezvoltare a capacităților operatorului național poștal pentru promovarea comerțului online, în special exporturilor. Poșta Moldovei va oferi servicii de consiliere, integrarea procedurilor poștale și vamale, instrumente de intermediere plăți online, trimiteri internaționale și curierat pe ultima milă. Situația de deținătorii de patente este în vizorul Ministerului. Identificăm soluții. Toate acțiunile pe care le-am enumerat sunt consultate cu instituțiile publice și partenerii de dezvoltare, pentru ca să putem estima impactul bugetar și a atrage asistență externă. Infrastructură și construcție Rămâne pe agenda drept prioritate reabilitatea drumurilor în cadrul tuturor proiectelor. Muncim la reforma administrației de stat a drumurilor, este instituția care gestionează lucrările și vreau să ne asigurăm că poate funcționa așa cum trebuie. În proces de lucru și reformă, avem legea fondului rutier și legea drumurilor. Iar în domeniul construcțiilor, ne propunem să finalizăm și să aprobăm codul urbanismului, codul construcțiilor și legea condominiumului. În domeniul energetic, gazoductul Ungentieșinău. Un proiect strategic foarte important pentru țara noastră. Chiar zilele trecute am propus și autorizat prin Comisia pentru Situații Excepționale accesul muncitorilor străini implicați în lucrările de gazoduct. Trebuie să ne asigurăm că implementarea acestuia continuă, iar muncitorii sunt în siguranță. Continuăm procesul de interconectare electroenergetică a Republicii Moldova și României. La prima etapă muncim la realizarea proiectului investițional stația Back-to-Back Vulcănești și linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău. La Chișinău, până la sfârșitul anului, vom finaliza proiectul de modernizare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică. Valoarea acestuia este de 40 milioane de dolari SUA. Vom iniția următorul proiect în valoare de 100 milioane de dolari SUA, ambele finanțate de Banca Națională, de Banca Mondială. Un proiect similar de îmbunătățire este derulat la Bălți cu o valoare de 11 milioane euro. Vom lansa proiectul pentru îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile publice din Moldova, astfel încât acesta să permită economii pe termen lung. Valoarea lui este de 75 milioane euro, dintre care 15 milioane euro grant UE, și câte 30 milioane euro în promuturi BEI și BERT. În domeniul transporturilor, finalizăm sistemul informațional e-autorizații. Pe această platformă vor fi eliberate absolut toate autorizațiile în transport, inclusiv cemturile. Așa ne vom asigura că avem transparență și un proces ușor de monitorizat. Finalizăm ajustările la codul transportului rutier și codul transportului feroviar. Sunt două proiecte mari care vizează fiecare cetățean, fie că este conducător sau pasager. Au fost excluse barierele restrictive în activitatea agenților economici din domeniul transportului naval, aerian și de mărfuri. Au fost organizate cursele charter pentru aeriene pentru a aduce acasă pe concetățenii noștri. A fost deblocată activitatea portului internațional Giurgiulești, urmarea restricțiilor impuse de starea de urgență. Au fost suspendate sancțiunile aplicate de Agenția Națională Transport Auto pentru neefectuarea serviciilor regulate de persoane pe perioada situațiilor excepționale. Au fost amânate pentru două luni terminele de clasificare pe categorii de confort a autobuzilor. De asemenea, au fost prelungite cu două luni certificatele de competență profesională a managerilor și conducătorilor auto. A fost obținută derogarea de la moratoriu asupra controalelor pentru combaterea transportului ilicit de persoane. Cooperarea internațională este o altă direcție de activitate a Ministerului. Facem eforturi pentru a deschide noi piețe de desfacere cu noi produse, am avut în acest sens discuții cu reprezentanții celor 12 birouri comercial-economice. Minținem comunicarea și dialogul cu partenerii externi privind finanțarea și implementarea proiectelor de asistență externă. Am discutat cu toate instituțiile financiare internaționale. Acestea au expus disponibilitatea de a-și extinde și ajusta mecanismele de finanțare. Monitorizăm constant asigurarea desfășurării schimburilor comerciale în contextul restricțiilor impuse la nivel internațional. Dragi colegi, în crize fără precedent, precum este cea actuală, nu există răspunsuri imediate. Avem multe necunoscute și multe provocări, dar împreună cu întreaga echipă a Ministerului depunem toate eforturile să atragem resurse locale și străine. Vrem să păstrăm locurile de muncă. Și facem tot posibilul ca antreprenorii să iasă din această criză cât mai repede și cu pierderi minime. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună în continuare.